Avem două cataloage de inspirație cu cristale Swarovski din lansările 2019-2020. Este un catalog în colaborare cu Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, alături de designerii casei Swarovski, au lucrat la o ediție limitată și în acest catalog vom găsi foarte multe articole semnate de casa Jean-Paul Gaultier. De asemenea, mai avem un catalog toamnă-iarnă din anii 2020-2021 cu tematica Love All. Fiecare catalog avea o tematică anume, o tematică care venea din studii amănunțite legate de tendințe, culori, informații demografice. În catalogele inspiraționale vom găsi atât cristale Swarovski, cât și componente de materiale non-conformiste, cum ar fi piulițe, materiale care provin din natură sau provin din tot ceea ce folosim noi ca și utilitate de zi cu zi. Catalogele Swarovski cu inspirație erau făcute de către designerii din sediul central din Austria, din Wattens, în 100 de exemplare, care apoi mergeau la nivel global în toate regiunile, iar în regiunea noastră, și aici mă refer la România, Republica Moldova, Bulgaria și Grecia, era un singur exemplar care intră astăzi în licitație. Cu acest exemplar călătoream în cele două sezoane, și aici mă refer la primăvară, vară, toamnă, iarnă, și introduceam aceste inovații către designerii locali, către fabricile care produceau pentru branduri mari. Și aici pot să dau un exemplu, o fabrică de lângă Cluj care producea pentru Philip Line, unde am lucrat împreună la un hanorac care avea un cap de mort cristalizat și am decis împreună ce fel de cristale vor intra în acea colecție. În vremea pandemiei, pentru toți, s-a schimbat lumea. Și pentru mine la fel. Moment în care am decis să folosesc toată experiența acumulată în cei 7 ani la Swarovski și să merg în zona de consultanță. Aceste cataloage și toate materialele inspiraționale pe care le-am folosit în 7 ani, doresc ca ele să facă parte din imaginea pe care toți pot să o cuprindă, mai ales prin voi. Pentru că prin voi, voi sunteți un portavoce către iubitorii de artă. Vorbim despre produse care conțin istorie, conțin emoție, însă în primul rând conțin artă. Printre materialele pe care le-am adus, vorbim și de un timbru comemorativ realizat împreună cu poșta austriacă, care simbolizează portul tradițional austriac, acei lederhosen, niște pantalonași făcuți din piele și cristale Swarovski, pentru comemorarea a 120 de ani a brandului Swarovski în piața austriacă. Cel mai renumit proiect a pornit de aici, din România, se numește For Eva, este o rochie tridimensională făcută cu Vlad Țenu și Lana Dumitru în colaborare cu Casa Swarovski. O rochie care reinterpretează carpeta tradițională românească și au făcut pattern-ul de la carpeta tradițională românească. Pe această rochie tridimensională s-au folosit 25.000 de cristale Swarovski. Rochia a fost promovată la nivel global și purtată într-un concert de către Björk. Pe de altă parte, a fost o promovare foarte mare și la nivel global, și aici menționăm articole în The Guardian, Vogue, Elle, de exemplu. Rochia avea 25.000 de cristale Swarovski în compoziție și a trebuit să folosească o echipă de aproape 20 de oameni să o asambleze printr-o metodă atipică în care a necesitat puțină tehnologie din zona de artificial intelligence. A fost un proiect condus de mine, un proiect care a început de la o cafenea împreună cu Lana Dumitru, în care povesteam despre tot ce înseamnă cristale Swarovski și cum pot fi folosite. Apoi a venit această idee de a se alătura cu Vlad Țenu, care este un arhitect destul de cunoscut
folosește o tehnică specială în a tăia aceste produse arhitecturale și atunci am sinergizat cele trei idei și a ieșit această roche tridimensională din 25.000 de cristale Swarovski, iar acum această roche face parte din patrimoniul istoric Swarovski și se poate vedea la Muzeul Swarovski din Vatăns și face parte din istoria brandului, care acum are aproape 125 de ani de la lansare.